Vizita în al prea sfințitului părinte mitropolit Ieroteos Vlahos la Iași s-a încheiat aseară cu conferința Viața duhovnicească a creștinului în societatea actuală, susținută de acesta. Mitropolitul grec a fost prezent la Iași cu ocazia lansării celor două cărți ale sale, Dogmatica empirică după învățăturile prin viu grai ale părintelui Ioannis Romanidis, volumul al doilea, și Vechea și Noua Romă, de la tradiția ortodoxă la tradițiile apusului. Evenimentul organizat de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi și Români, filiala Iași, în parteneriat cu editura Doxologia, s-a desfășurat în Aula Magna Mihai Eminescu a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Aș dori să-mi exprim respectul, dragostea și recunoștința față de mitropolitul dumneavoastră care m-a invitat aici. Iașul mi este deja cunoscut, deoarece am venit aici de mai multe ori și mă bucur că am o comuniune și o relație cu mulți creștini. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus despre persoana mea, dar aș vrea să spun despre mine un cuvânt pe care l-a rostit un părinte din vechime, anume că nu sunt un bun monah, ci am cunoscut buni monahi. Nu sunt un bun episcop, ci am cunoscut episcop sfinți. Nu sunt un teolog empiric, ci doar învăț ceea ce au predat părinții bisericii. Înregistrarea integrală a conferinței este disponibilă pe site-ul doxologia.ro.